Spun ce stii, asta e prima mea oară când vin să susțin cineva în genere la compania lui prezidențială, așa că bravo. Mersi. Mă doare, sincer. Nu sunt politic, nu sunt businessman, nu știu cum să vorbesc, să fiu simplu. O să întreb direct, când, nu dacă, dar când o să dizolvați parlamentul, ce oameni o să îndeplinească funcțiile? O să fie oameni simpli? Nu, prima și de dizolvarea parlamentului, eu vă promit un lucru. Că eu aud mai mulți experți, au început-o cu 2016, când din partea noastră era candidat domnul Ciubașenco, începând cu Dodon, terminând cu trolii lui Plahotniuc, spuneau că parlamentul nu poate fi dizolvat, este un populism, nu este posibil. Dar acum Dodon, de vreo două luni, dacă îl vedeți, spune că primul lucru care trebuie făcut după alegerile prezidențiale, de a dizolva parlamentul. Când după ce câștig alegerile prezidențiale, o să fie organizat transport din fiecare sat și oraș din Republica Moldova. Îi adunăm pe toți în Piața Mare Adunări Naționale. Noul președinte ales de popor este persoana care înseamnă că are, dacă a câștigat alegerile, înseamnă că are încredere din partea majorității din țară. Împreună mergem în aceeași zi la Parlament și îi rugăm frumos pe toți să demisioneze. Eu vă asigur că ei nu vor vrea să o facă, deoarece majoritatea din deputați care i-a rămas în alegerile parlamentare următoare n-au nicio șansă să treacă pragul în Parlament. Și vă dați seama că ei să facă coaliții, socialiști cu șor, cu murișor, cu cine doresc, dar n-a să vrea. În acest moment, când toată țara știe, conform articolul 2 din Constituție, puterea i-a aparținut poporului și poporul a delegat un nou președinte, eu voi semna decretul ce ține de dizolvarea Parlamentului și eu niciodată nu o să fiu președinte, cum l-ați văzut pe Dodon, când se înțelege cu Plahotniuc, когда, чтобы не подставлялся Дадон, его на 5 минут отключали. Când l-au scot eu din funcție prin Curtea Constituțională, Plahotniuc te-i trece și trebuie lui, că Dodon nu vroia să o facă, ca să nu spăteze, că e doar, adică cel puțin se străduia, Dodon se străduia să joace, adică să știe cât mai puțin în lume. Doar abia mai târziu lumea au văzut despre culoase și multe altele. De asta eu voi dizolva Parlamentul că nu așa vrea renatusate. Pentru că asta o vor majoritatea cetățenilor din Republica Moldova. Și nou Parlament, necătând care e pro-european, pro-român, pro-rus, viitorul Parlament în fracțiunea noastră va fi reprezentat de toți cetățenii din țară, de specialiști din toate domeniile. Noi nu mergem pe varianta că dacă vrei să fii deputat în Parlament, trebuie să intri în partid. Că pe mine nu mă interesează de azi încolo culorile politice. Pe mine mă interesează să avem cadre reale în viitorul Parlament și să nu stăie ca o stână de oi în care majoritatea constituțională doarme. Și că la oiță le spune, când se ridice mâna dreaptă, când se ridice mâna stângă, câți deputați dumneavoastră și, în general, cetățenii țării, i-ați văzut să iasă cu vreun proiect de lege. Majoritatea tac, dorm și în timpul nopții sucot leii care lor le se dau pentru că îmblă la lucru. Atât.